Hai, din cauza internetului foarte mulți tineri au devenit... Hai, din cauza internetului foarte mulți tineri au devenit dependenți de masturbare. Salut! Uite, din cauza internetului, foarte mulți tineri au devenit dependenți de masturbare. Este bine ce se întâmplă? Sabrina Gruche, nu? Din cauza internetului? Da. Fie că iau acces la informația video. E o statistică asta? Cum ar putea fi stopat acest fenomen? Părinții au început să-și lege copiii de pat, să le... să imobilizeze, să le lege pe mâinile, picioarele. Mai simplu să pui o parolă la calculator, da, să-i exact. Faci ceva, să nu mai aibă. Ar fi o soluție, ar fi o soluție. Dar asta e o problemă asta mare, nu? De educația de acasă, ce, cât de informați sunt. În definitiv, fiecare își crește copilul. Ei spun că această energie sexuală se acumulează din cauza filmelor erotice. Băieții, fiind mai timizi în general, sau fetele mai timide, nu au acces la un partener și atunci preferă varianta autosatisfacerii. Voi ce părere? Ați trecut prin acest păcat? Na, eu sunt căsătorită. Tipule, nu ți-ai găsit o casă. Foarte bine, casă de fel. Nu cred că aș fi putut trece pentru un asemenea păcat. Bine, el dacă... e pe... Sunteți soții voi sau doar colegi? Da, colegi. Și cum e? Bine, înainte de căsătorie. N-ai mai călcat și tu? La 15 ani. Nu, scuze, la 13 ani. Da? Da. Și era legal? Da, era totul normal, adică nu era nimic astral. Este ok ca tineretul, și nu numai tineretul, cum ai specificat și tu, cealaltă categorie de vârstă, dacă să se masturbeze? Presiuni mari, probabil că da, nu crezi? Ai te-ai simțit? Făcut-o? Te-ai făcut-o? Eu bineînțeles, eu și acum, de 2-3 ori pe zi. Salut, la ce studentă? La psihologie. Foarte bine, exact părerea unui psiholog aveam nevoie. Ba da, uite, din cauza influenței tehnologiei, precum internetul, foarte mulți tineri au devenit dependenți de masturbare. Ce se poate face în acest caz pentru a eradica acest fenomen? Să meargă la un psiholog clinician. Foarte bine, deci un viitor psiholog ai fi tu. Eu, dacă aș fi pacientul dependent de masturbare, cum m-ai trata? Ce sfat mi-ai da ca să renunț la masturbare ca psiholog? Nu știu, eu din ce am citit știu că este sănătoasă, prea mult nu e sănătos excesiv. Probabil să renunț la internet sau la... Foarte mulți părinți au recurs la măsuri drastice, chiar titanice, radicale, de a imobiliza membrele superioare ale copiilor, de a-i lega de pat. Este normal așa ceva? Ceva nu este normal, dar nici l-am auzit. Îi leagă de mâini ca să nu se mai masturbeze. Nu. Atunci părinții ar trebui pedepsiți în cazul ăsta. Tu, în copilăria ta, uitându-te din greșeală pe la un film, pe la poze, ai recurs la această metodă de masturbare? Toată lumea a recurs. Deci te-ai masturbat. Salut! Uite, din cauza internetului, foarte mulți tineri devin dependenți de masturbare. Cum combatem acest fenomen? Sincer, habar n-am. Bineînțeles, nu este normal așa ceva, deoarece scade fertilitatea. Foarte bine, văd că ești în temă. În temă cu ce nu trebuie să faci, bineînțeles. Foarte mulți părinți acum au început să imobilizeze membrele superioare ale tinerilor, al propriilor copii, ca să nu mai recurgă la această metodă manuală. Da, este o metodă rustică, aș spune. La ce student? La FEA, anul 2. Te-ai masturbat vreodată? Sincer. Asta ce întrebare, bă? Sincer, uite, ca din tot respect. Omul. Ca tot omul, nu? Da. Cam de câte ori pe zi?
Nu știu, de obicei în perioada asta nu sunt eu care face actul în sine. Aha, deci... Vine sesiunea și... Na, prefer să scriu mai mult cu mâna. Toată lumea are curs. A, deci te-ai masturbat. Vine sesiunea și... Na, prefer să scriu mai mult cu mâna. 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 Mulțumesc, mersi tare mult, pa, pa, mai bine, pa, pa.